Și comentăm ultimele date cu avocatul Lavrin Căvaci. Bună seara! Bună seara! Legitima apărare, spun cei care sunt acuzați de această faptă foarte gravă. Cum poate să stea în picioare o astfel de ipoteză în fața instanței? Doamna Petraru, noi discutăm despre niște condiții foarte clar reglementate de codul penal pentru existența unei legitime apărări. În primul și în primul rând, ca să avem legitimă apărare, trebuie să existe un atac material, direct, imediat și injust din partea cuiva și ei susțin că ar fi vorba de victimă. Da, trebuie să se și dovedească acest lucru să rezultă din ansamblul probator. Și al doilea aspect, și acesta este foarte important, și anume ca apărarea lor, presupusă apărare, să fie proporțională cu atacul. Ori, puteți să mă convingeți pe mine, chiar dacă n-am văzut dosarul și nu sunt avocat în acest dosar, că într-o asemenea situație, trei bărbați, între care unul un armat cu un obiect tăietor înțepător, cuțit, ce-o fi fost, se apărau de atacul unui singure persoane, unui singur bărbat, și că nu au găsit altă soluție să se apere decât aplicându-i lovituri, înțeleg, mai multe și repetate. Ori, în momentul în care, dacă există un atac, oprești atacul și continui să te aperi, în momentul acela depășești limitele legitimei apărări în cazul în care exista. Și nu putem să vorbim decât de existența unei infracțiuni, o infracțiune foarte clar reglementată de codul penal, și anume infracțiune de omor. Pedeapsa prevăzută de lege de la 10 la 20 de ani. Nu se poate pune problema de o circumstanță agravantă aici, pentru că vorbim de un atac dintr-o dată, într-un context absolut nejustificat, plus că, așa cum spuneați și dumneavoastră, vorbim de o persoană atacată de un grup întreg, care avea și o armă albă asupra, cu o persoană care avea o armă albă asupra sa. Adică toate aceste detalii vor cântări în asprimea pedepsei, putem presupune. Cu siguranță, procurorii de caz trebuie să instrumenteze acest dosar, dar evident că prima măsură care s-a luat a fost această solicitare către un judecător de drepturi și libertăți de a dispune un mandat de arestare preventivă. Este clar că într-o asemenea situație în care cineva este violent, el prezintă un grad de pericol social și lăsarea acestuia în libertate nu poate să fie permisă. Ei, aplicăm, bineînțeles, prezumția nevinovăție și toate celelalte principii care guvernează codul penal și codul de procedură penal. Dar este foarte important ca ulterior procurorii să stabilească contribuția fiecăruia dintre acești participanți la această faptă violentă și, în funcție de probele care se administrează, pentru că discutăm de un dosar care va dura ceva, pe urmă, în fața unei instanțe, odată administrate în faza de urmărire și pe urmă readministrate în fața unei instanțe de judecată, să se dispună niște pedepse proporționale și echitabile cu contribuția fiecăruia. Până la urmă, acesta este și principiul care guvernează procesul penal, și anume nicio persoană nevinovată să nu fie trimisă în judecată și oricine vinovat să primească o pedeapsă. Corect. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru explicații. Avocatul Lavrin Căvaci a fost. Mergem mai departe.